Consiliul Județean a garantat un împrumut pe care ACET l-a contractat. Potrivit președintelui Cătălin Chifor, suma de 7,7 milioane de lei rambursabili în 13 ani vor merge către proiectul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă din județul Suceava. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Suceava numărul 86/2014 privind garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 7.742.024 lei pentru SCA CTSA Suceava. Consiliera PDL Sorina Barbu a avut o intervenție în cadrul ședinței dorind să afle care va fi gradul de îndatorare cu acest nou împrumut al județului Suceava. Întâi 30% din... Dar la cât se ridică comisioanele și dobânzile pe această perioadă? La data depunerii documentației estimat în jur de 2.800.000 la nivelul roborului din momentul când a fost depusă documentația pentru obținerea hotărârii Comisiei de autorizare. Deci cam la 10 milioane să ridic în totalitate. Cu tot dobânzi. Și asta, la data la care vine. În documentația care a fost depusă la minister, la Comisia de autorizare, când s-a calculat gradul de îndatorare, au fost cuprinse și aceste comisioane și dobânzi. Deci nu afectează gradul de îndatorare în momentul de față. Numai că în hotărârea Comisiei de autorizare nu s-a specificat în mod distinct garantarea comisioanelor și dobânzilor și se face o rectificare a acelei hotărâri. Garantam împrumutul pe care SCA-CTSA Suceava l-a angajat, deci nu Consiliul Județean, ACET-ul a angajat acel împrumut în valoare de 7.742.000, care este necesar pentru asigurarea unei părți din contribuția proprie pentru proiectul extindere și reabilitare infrastructură de apă și apuzată în județul Suceava, care este finanțat prin POS Mediu 2007-2013, deci nu Consiliul împrumută. Noi doar am garantat. La acel moment, practic, documentația ne-a spus ca noi, Consiliul Județean, să garantăm împrumutul, nu și comisioanele și dobânzile aferente. Acum, practic, introducem în garantarea pe care Consiliul o face, dar e o garantare de formă, nu e o garantare de fond. Noi nu vom susține acești bani. Nu îi vom plăti nici dobânda, nici comisionul, nici rata, ci ACET-ul în continuare, doar că se adaugă la garantarea creditului și componenta legată de comisioane plus dobânzi.